Oțelul joacă mâine. Man of Pub, Cânu și Richard Annang. Niciun gol. Ovidiu Lopez joacă ceva mai avansat. Încearcă Laurențiu Reghecamp tot felul de în Universitatea Craiova, locul 5-0. Brașovul a învins-o, însă ardelenii au întors rezultatul. Doar în ultimele două meciuri ale acelei stagiuni a fost un 0-2 cu Steaua. Și pe fundașul ganez, acum la minge, trimite către Pang. Vasluiul domină acest... Jerlem, Lian al Vasluiului, combină de această dată cu Annang, o fază foarte frumoasă, lasă acolo și până la urmă este autogol. Este 1-0 pentru FC Vaslui, centrarea lui Richard Annang, careul mic, încă o dată. Dorel Stoica pune un picior... de coșmar pentru Naisei, minutul 14. Dorel Stoica, iată, 0-0. Contraatac. Acum vasluienii pot fi mult jucătorilor Universității. Respinge din nou Dorel Stoica, așa cum ar fi trebuit să o facă și în urmă cu 7 minute. Atunci a deviat centrarea lui Annang în proprie poartă. Același mai departe către Richard Annang. El a evoluat pentru fel. Ceartă pe Mike Tenvangera. Atacantul Vasluiului întârzie însă. Annang de egalitate. A pierdut la limită. Zi liberă. Schimbă partea fundașul central al Vasluiului. Annang preferă însă și el oacă. Acest lucru îl reclama de pe margine și Viorel Hizo. Annang pentru normale. Dănănaie probabil nu l-ar fi faultat pe Mike Tenvangera. Un faul stupid la mijlocul terenului. Al treilea cartonaș galben pe câmp. Annang la un pas să fie deposedat de Daniel Subotic. Universității Craiova. Annang de multe ori a părăsit zona în care joacă. Cea din să din de poartă care o expediază Richard. Centrare. Fundașul stânga Silviu.